A fost odată ca niciodată o vreme când Republica Moldova era o țară frumoasă, cu multe păduri și râuri, cu pământ bogat, cu aer curat, cu oameni care trăiau în armonie cu natura. Și ce mai distracții erau pe vremuri! La anul nou, copiii mergeau cu uratul prin nămeți cât gardul, iar de la Săniuș, cât era iarna de lungă, plecau doar la cicăleala părinților, când se întuneca. În fiecare localitate era cel puțin un iaz sau un râu, iar vara, mare bucurie mai era bălăcitul acolo. Toamna, în satele Moldovei mirosea struguri și must, iar pădurile, întinse cât vedeai cu ochiul, părea o operă de artă. Apoi, temperaturile au crescut, râurile și fântânele au secat, copacii au fost defrișați. Glodul a luat locul zăpezii, iar iernile târzii aduceau înghețuri primăvara. Inundațiile nenoroceau oamenii și cauzau mari pierderi. Seceta extremă a afectat aproape tot teritoriul țării, iar producția agricolă a scăzut drastic. Tot mai mulți oameni se îmbolnăveau din cauza căldurii foarte mari, a aerului poluat, a apei și a alimentelor care erau purtătoare de tot felul de boli. Devenise imposibil de crescut struguri, sfeclă de zahăr, porumb, floarea soarelui și grâu de iarnă. Iar spre anul 2050, Moldova ajunge o țară de semideșert. Azi, noi încă putem face ca această poveste să fie una fericită. Pentru că îmi pasă, eu mănânc cât mai multe legume și mai puțină carne. Pentru că îmi pasă, eu mă strădui să economisesc apa și să nu o otrăvesc cu substanțe periculoase. Pentru că îmi pasă, eu construiesc pentru familia mea o casă ecologică, din materiale durabile și cu tehnologii care reduc consumul de energie. Pentru că îmi pasă, eu am schimbat mașina pe o motocicletă electrică, să nu mai poluez aerul. Pentru că îmi pasă, eu colectez deșeurile din spațiile publice. Pentru că îmi pasă, eu plantez copaci. Dar tu și faci. Pentru ca povestea țării tale și a planetei să fie una fericită.